Primarul suspendat al orașului Baia Mare s-a întors acasă. Magistrații Curții de Apel Cluj au decis înlocuirea măsurii arestului preventiv cu una mai blândă. Cătălin Cherecheș a părăsit deja penitenciarul Gherla și se află în acest moment în arest la domiciliu. Eu respect statul român și instituția și să vă rog să-mi permite să nu comentez absolut nimic cu privire la situația mea. După ce a stat mai bine de 100 de zile în arest preventiv, Cătălin Cherecheș a ajuns miercuri seara acasă. Edilul suspendat al municipiului Baia Mare a părăsit penitenciarul Gherla după ce magistrații Curții de Apel Cluj au decis înlocuirea măsurii arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Cherecheș va fi cercetat în stare de arest la domiciliu în dosarul în care este acuzat de fapte de corupție. Cum a fost vederea la Gherla? Civilizată. Primarul suspendat a refuzat să comenteze hotărârea magistraților și este convins că justiția își va face datoria. Astăzi e o zi normală în care s-a făcut un gest de normalitate pe care eu îl apreciez. Cătălin Cherecheș a făcut apariția pe jos la locuința sa din Baia Mare și a glumit cu jurnaliștii care îl așteptau în fața casei. Ce faceți? Bună ziua! Faceți frumos! Vreți să mă filmați sau vreți să mă pupați? Vizibil emoționat la sosirea lui acasă, Cherecheș a avut o atitudine încrezătoare. După cum vedeți, sunt bine, sănătos, emoționat așa să reprivez din nou orașul. În perioada în care va fi în arest la domiciliu, Cherecheș nu are voie să părăsească locuința sa din Baia Mare, trebuie să se prezinte la poliție sau judecătorie ori de câte ori este chemat și nu are voie să comunice în niciun fel cu martorii din dosar. În caz contrar, acesta s-ar putea întoarce după gratii. Cherecheș a fost reținut la sfârșitul lunii aprilie de către procurorii DNA și mai apoi arestat după ce a fost prins în flagrant primind mită. La alegerile locale din 5 iunie, deși se afla după gratii, acesta a obținut un nou mandat de primar al municipiului Baia Mare cu peste 70% din voturi. Acesta a fost învoit de la pușcărie și a depus jurământul păzit de polițiști, după care s-a întors în arest. Imediat după ce a depus jurământul, Cherecheș a fost suspendat din funcție pentru că se afla în arest preventiv.